Mulțumesc, doamna Cristina, pentru că m-ați invitat să fiu în jurul de poezie și proză al dumneavoastră pe internet, unde cred că am nemulțumit pe mulți dintre dumneavoastră din niște note de la 1 la 9. Că 10 a rămas pentru concursul următor. Sau am dat și 10. Ați dat și un 10. Am dat și un 10. Așa. Pe de altă parte, despre mulți dintre dumneavoastră din sală, unii menționați, am scris și în cărțile mele de critică literară medalioane, dar și în despre alte cărți și alți scriitori, unde vorbim despre antologii, am apreciat și la Ana Maria Gâbu următoarele sintagme: privesc în fereastra pădurii, scriu cu lacrimi de gene pe rochia de mireasă, leg noaptea cu zor de lumină, sunt prinsă în capcană. În această prezentare a unei antologii anterioare sunt și alții dintre dumneavoastră, inclusiv o doamnă care așa de parcă s-au ședea mai devreme în spate, doamna Delia Stăniloiu. Eu sunt o stea îndepărtată din galaxia de pe Ning, pe care n-o vezi niciodată, mă atingi, tresar și apoi mă sting. Tristețe și anată poezie, tristețe nume de bărbat cu minte. Și mă opresc aici ca un bărbat cu minte, spunând că băiatul care am fost foarte cu minte la liceul Necruții de la Iași, cu, în studenție cu călătorii în țară cu cenacurile din Iași, inclusiv la Facultatea de Filologie din Bacău, inclusiv la Facultatea de Filologie din Nord, din Baia Mare, inclusiv în București, unde nu mai povestesc, pentru că această carte de poeme, pentru că scriu și poeme, dar și monografii și alte lucruri, rog să citiți din ea. Se cheamă Oracol, doamna Iorisaveta, nu vreau, dar e lansarea... Da. Un singur număr de pagină, spuneți-mi, și voi citi doar două versuri. O pagină, un număr de pagină. 50 și 50. Mai multe flori, mai multe flori iubesc și una mă doare în mine cel mai mult, dintr-o greșeală știe luna, petalele albe i-am rupt. Și suficient, pentru că vreau să le citesc din această carte pe care, pentru care vă mulțumesc. Și o să trec. L-au votat 5 milioane și îl huiduiesc acum 7, dar tot cel de la butoane ne conduce zi și noapte. Îmi place extraordinar de mult lucrul acesta. Că se spune adevărul. Stele se cuibăresc pe umerii timpului. Excelentă imagine. Autorii sunt anonimi, se cunosc în această carte, la pagina 50, nu știu cine este. Cerul plânge jalnic peste coatele mele. E adevărat că noi de o vreme avem... Coatele încă sunt bune, că mi-a dat soția o cea mai bună Fanea, a spus să merg că este fotogenică. Mulțumesc cei 100 de fotografie. Suntem mai mulți fotografi decât că... Așa. Da, și cotogenică. Mușcătura noastră răutăcioasă tatuiază fructele. Sau... Cine a fost Enache, mă întreb, un săpător de pământ sacru? De s-a construit aici teatrul nostru național. Eu aș mai continua. Și se dărâmă și iar se construiește, și iar se dărâmă și iar se construiește. Dar cred că vom avea întâlniri literare și la viitorul Teatru Național. Prevestesc ploaie, în picioarele goale suflă vântul însetat de libertate. Aceștia sunt băieții, vânt însetat de libertate. Dimineața mi-adun oasele înșirate prin pat. Oh, dacă nu m-am oasele. Așa.
Și zice, m-au dus la abatorul de jucării, după ce, evident, judecătorul suprem m-a judecat. Nu pricepeam și pace, cum să-i spășesc a doua oară acest păcat. E, am fost și eu la acest magazin de jucării literare, dar parcă ați spus că este și proză de aici. În patul de spital, sub urmele tufe înfiate ale loviturii, ieșeau în evidență urmele descompunerii. Nu cred că e vorba de spitalul de la Ploiești. O doamnă, să vedem și la... Ion Fănușan dădu un telefon scurt prietenului său, Marius Guțău. Ne întâlnim la globul de cristal, îi spuse în timp ce ieșea pe ușă. Era un loc intim, unde se strângeau publiciștii și scriitorii începători ale scrisului, ce se întâlneau cu maieștri. Ei, cum printre... Acum, printre noi nu sunt acea începători, că am înțeles că toți suntem maieștri. Vă mulțumesc pentru apreciere care ne-a făcut domnul Gălăgios din spate. Dar mi-a plăcut prezentarea dumneavoastră. Și Grigore căuta periodic de lucru. Ei, așa am căutat și eu acum. Am găsit această atolul de prieteni. Îți mulțumesc că ai scris-o. Și să mă referam în apartamentul strâmt cu o singură cameră. Și așa se mai întâmplă foarte multe în aceste apartamente. Vă mulțumesc pentru prezență și... Deci nu puteam încheia mă